O nouă expoziție de artă contemporană s-a deschis la Muzeul Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat, Buzău. Timpul creației, în viziunea plasticianului ieșean Mihai Coțovanu, oferă o imagine idilică a rolului și a rodului artistului ca și creator. Timpul creației este numele expoziției pe care pictorul Mihai Coțovanu a deschis-o într-un loc ce el însuși este o creație a unui mare ctitor, brâncoveanu, la Râmnicu Sărat. La inițiativa directorului Muzeului Octavian Moșescu, Alexandru Măciucă, cel care de ceva vreme aduce artiștii contemporani în orașul ce se mândrește cu o colecție de artă impresionantă pe care o îngrijește și o îmbogățește, pictorul ieșean s-a alăturat acestui demers și a expus o parte din crezul și perspectiva sa asupra lumii, cea din totdeauna, dar mai ales cea care a rămas ca mărturie a trecerii omului și timpului. Am început mai demult acest demers și iată că acum am ajuns la domnul Mihai Coțovanu, un artist care, cel puțin din perspectiva mea, mi s-a părut deosebit de atractiv și interesant pentru publicul râmnician. L-am cunoscut mai de mult pe domnul Coțovanu, sunt familiar cu pictura dânsului și am considerat că expunerea pe simezele a lucrărilor domniei sale vor constitui o bucurie reală pentru publicul nostru. De ce? Pentru că această expoziție intitulată de către artist Timpul creației, eu consider că este pentru noi privitorul un timp al regăsirii. Pentru că peisajele dânsului, în special peisajele, ne plimbă prin zone care e imposibil să nu trezească în fiecare dintre noi un sentiment, o nostalgie, un dor. Apoi, naturile statice, florile pe care le pictează Mihai Coțovanu, sunt convins că ajung acolo unde trebuie în sufletul fiecăruia. Și în ultimul rând, portretele, mai ales fiind cunoscut faptul că domnul Coțovanu este unul din mari portretiști contemporani, lucru recunoscut chiar prin numeroasele premii pe care le-a obținut de-a lungul timpului. Pictorul Mihai Coțovanu caută lumina și cerurile colorate, asemenea impresioniștilor pe urmele cărora a fost la Barbizon. Caută atemporalul în satele rătăcite pe coline, prin peisaje pitorești. Caută zădărnicia omului strămutat la oraș, prin cartiere mărginașe. Caută totodată poveștile ce constituie pagini de literatură și caută nemurirea pe care o îmbracă mereu în verde. Timpul creației în expoziția lui Mihai Coțovanu este al contemplării naturii, al universului cu legile sale, al omului cu făcutele și nefăcutele lui. Sunt două dimensiuni. Avem timpul relativ în care ne manifestăm și avem și timpul absolut. Când vorbim despre timpul creației în artă, vorbim despre har, inspirație creatoare sau muze. Ca artist, simt lucrul ăsta și o lucrare capătă expresivitate sau forță sau are acea energie în care privitorul este foarte captivat și nu se poate deslipi datorită acestor aspecte care vin prin dimensiunea absolută, din timpul absolut, prin inspirație creatoare și muze. Expoziția Timpul creației de la Muzeul din Râmnicu Sărat este deschisă publicului până la finalul lunii octombrie.